chiar aici în jos. Exact la orizont, ăia scopași care i-am plantat noi. Dar păi uite câte, că se văd mulți, uite. Și în sus? În sus, până aproape de vârf am plantat. Până nu, nu chiar până la vârf, acolo este o graniță. Planul pentru ziua de astăzi, și mie mi se pare că este o sărbătoare destul de mare, pe lângă faptul că ne-am întâlnit, eu mă gândesc să ne ducem la pădurea 1.0. Ce facem noi este o adevărată muncă de pionier. Deci să faci dintr-un teren pârloagă, dintr-un teren degradat, care a fost enorm de mult folosit excesiv și probabil că cea mai bună șansă este să împădurim pe aceste terenuri, deși s-ar putea să mergem de 2 sau de 3 ori acolo. Este o muncă de pionierat, este o muncă extrem de grea, o muncă care o faci pentru că ai credința că trebuie să o faci în primul rând. Eu v-am spus și asta trebuie să țineți minte sau cel puțin să vă reamintiți. Voluntariatul înseamnă că nu trebuie să aștepți să stai la umbra copacului pe care îl plantezi. Patricia, te așteptai să fie o pădure mare? Nu mă așteptam să fie așa mare cum este acum. Păi atunci locul de unde ne împrășteam era mai sus. Da, era mai sus, așa. Bă, dar ce frumos, mă, deci uitați-vă cât o crescut, mă. Aveți, ăsta e un sentiment, mă. Ăsta e sălcâm și ăsta, din păcate, nu se vede că o și pica frunză, ăsta e frasă. Da. Vezi ce frumos, ce prietenie frumoasă, o rodită din pădurea Transilvania 1.0. Am prins exact parcela de sub liziera pădurii. Și nu era un loc gata pregătit pentru plantat. Ne-a fost puțin greuț, dar am văzut acum, cel puțin de la distanță, că munca noastră a dat rezultate. Cum să ne apropiem de locație, să vedem exact fiecare copăcel. Asta e plantat de noi? Da, așa se pare. De ce mai crescut salcâmul ăsta? Uite-te numai în comparație cu mine. Eu și pot să stau deja la umbra lui. Vezi? Vinim și la primăvară. Ce la primăvară? Eu aici vreau să dorm. Asta de aici și păduricea ce o vedem aici natural. Ce mișto! Deci nu mă așteptam să văd așa de mare. Și uite și frasinus au crescut în zona de unde e un pic de groapă. Dar unde au vatra foarte bine formată, poate și natural a rămas așa, rămâne apa acolo. Și asta a fost prima ta în pădurire sau ai mai fost înainte? E prima. A fost și prima mea, da? E prima în pădurire. Și știu că n-am avut parcelă pentru că nu mă știa aproape nimeni. Tu ai avut aici o zonă anume? Am fost la un moment dat undeva sus, dar nu mi-am amintesc cât voi. Eu nu. Dar cred că era în pantă. Era mai... Nici nu vine să cred că era o crenguță pe care am pus un nume. Da, și mai ales cred că gen tipul ăsta de copăcei erau ăia care gen cei mai subțiri și nu ești sigură dacă eu rămuri. Da, dacă chiar are rădăcină sau ce se întâmplă, da. Eu nu pot să uit cât de șocată era mama că fac asta din... de la mine, pur și simplu, nimeni nimic. Apar eu cu săpân, da, cu febră musculară de la sapă. Da, am fost să regăsim locul, am făcut poză și să ne uităm. Acolo e vârful. De ce? Și stăm oare unde trebuie sau ar trebui să mergem mai? Nu fac asta de la bani. Ne
mergem și mai în vârf. Uite-te un pic. E mai mic, e mai mic, mai mic. Trebuie să mergem. Și oare să o luăm mai sus? Haide să mai mergem mai sus. Aici la plantări un lucru bun a fost cum se plimbau voluntarii cu cutiile de turtă dulce. Da. Dintre participanți. Nu vorbim. Abia aștept să vină camionul. Vorbiți de altceva, nu de mâncare. Și biscuiți din aia rotunz, da, cu zahăr presărat pe ei. Mult zahăr. Mult zahăr. Energie de la turta dulce. Păi era și bună. Așa binevenită era momentul ăla. Cred că în primăvară tu ai învățat porțiunea noastră. Recunosc! Vinovat, ești vinovat. Ce ți-aduce aminte de la prima împădurire? Eu mi-aduc aminte că te-am ajutat să plantăm un copac, copacul nostru, care era da, cel mai mare copac. Cel mai mare. Pe care l-am plantat noi doi. Am plantat mult mai mulți atunci. Da, da, ăla a fost cel mai mare. Da, cel mai mare puiet. Și peste 10 ani sau peste 5 ani o să venim aici și o să stăm la umbra copacilor, salcâmilor și a... Eu știu ce am plantat, pin și frasin și ce specii, da, de toate, da. Ce vreau să zic este că rezultatele de la împădurirea Transilvania 1.0 sunt excepționale. Copacii sunt mai mari ca noi și dacă vă uitați pe un șir, îți prinși mai mult de 80%. Deci din 10, 8 îți prinși. Ceea ce e excepțional. Deci peste 10 ani aici va fi pădure.